Dimineața e un vânt că ia cum se mișcă portul, ia, deci nu se vede prin tuneric încă, dar auziți probabil ce zbaraută, zis că m-am auzit pe Facebook și pe net. Vânt de 80 de km la ora, 85, rafale de 110 km. Se mișcă așa un pic. Totul, da, e grav. Cald în cort. Nevastul merge. Toată noaptea și-a bătut vântul. Oricum, peste o oră ne trezim și separat. Și afară. Oh, după vântul și acum bate vântul tare, dar azi noaptea a fost un vânt și uitați că dacă v-ați uitat la vlogul de ieri, aici făceam focul de tabără. Se arată și ziua locul, s-a dus și zăpada, s-a pus pe ploaie, e frig și acum se schimbă, deci ploaia se schimbă în soare. Noi imediat pornim spre Letonia, acolo nice. Ninge un pic. Aici am fost azi noapte. Vântul este infernal de puternic. James Barrow a stat bine cotul. Am închis rapid, sunt pregătit de drum. Dar să știți și coturile lui Cosmin și lui Dragoș, chiar dacă genul ăla la care se deschide, n-au avut problemă în vânt. Așa că chiar am testat la vânt pe capăneția, a fost 5-5 de kilometri pe oră, mai erau așa, dădeau rafale mai puternice, dar totul e ok, suntem pregătiți de drum, aici este ora 8.30, spornim, o să dormim undeva la graniță cu Letonia și Estonia, ca să ajungem poimine la prânz în Estonia, să facem testele pentru a urca la feribot, testele COVID. Ne vedem pe transeu. Asta am zis, dragilor, e un vânt. Abia putem să ne deplasăm. Ai. Mi-a zis un prieten că o să vă prindă viscul în furtuna și uite că deja ninge. Avem vreo 60 de km până la graniță. Mai avem 10 km. Graniță cu Lituania. Camioane peste camioane, dar știam. Deci dacă veniți în Polonia, țările baltice, noi ieri a fost duminică, am venit super lejer. Acum, deci dacă ați văzut camioane pe Valea Oltului, câte sunt, aici mulțiți cu 10. Deci suntem 5 mașini, mergem în coloană cu 60, am prins unul cu camionul care merge mai încet, bate un vânt puternic, așa că dacă veniți în zonă, trebuie să aveți foarte multă răbdare. N-ai ce face. Full cu camioane. Mergem înainte. Chiar dacă este Schengen între Polonia și Lituania, m-am uitat mai înainte pe Google Maps și arată mult roșu acolo, deci înseamnă că se fac controle. Fiindcă știți ce a fost acum o lună, două, la granița cu Belorusia. Ieri când am trecut, acum suntem foarte aproape de Belorusia. Sunt foarte multe, și noaptea am văzut foarte mulți polițiști pe câmp. N-au treabă, nu au oprit până acum nimeni. Mergem înainte. Spre Lituania, încolo în sus. Răstornă vântul, pur și simplu, deci incredibil ce ia. Eu mai încet că le răstoară vântul. Și am intrat într-un viscol, mai avem vreo 10 km, 15 până la graniță cu Letonia. Deci ajungem în Baltice. Nu știu cât redă camera, dar ai ce e aici. Ai, ai, ai.
Sibera mai prins așa viscol, să... Începe de asemenea, diverse. Se depune și zăpada deja. 3 minute a venit viscolul ăsta. Eu vând că te ia de pe șosea. Mai sunt kamikaze, uitați în oglindă pe ăsta. Fiat. Zăpada s-a format deja pe carosabil. Acum se simte iarna adevărată. Probabil că auziți și voi vântul cum bate. E iarna. Viscolul devine mai puternic ce trece fiecare kilometru. Eu mai văd pe Dragoș în fața mea, în rest nimic. Trebuie să reducem viteza. Spun, deci am un deja vu de Siberia. Când, dacă țineți minte, dacă nu, urmăriți vlogurile încă o dată și o să vedeți între Kemerovo și Novosibirsk, când am venit să mănânc de Kemerovo. Pur și simplu, vedeți drumul, vântul. Am repetat de 4 ori, dar păcat că video nu redă, deci ne ia jos de pe șosea. Anvelopele Power Track se țin, deci chiar dacă sunt chinezești, țin bine. Și așa o să avem încă de parcurs vreo 200 de km. Am văzut, am uitat la meteo, știam de ce ne lovim. Și nu se dă, cum se zice și la noi de multe ori, autoritățile au fost prinse pe nepregătite, n-am văzut niciun utilaj de dezăpezire. Și să nu uităm, este un drum ultra-european, aici coboară toate țările baltice. Am oprit la benzinărie. Am mai filmat afară că iarăși ninge și visculește. Prețurile la motorină în Lituania parcă sunt puțin mai ieftin decât în Polonia, dar același ca și la noi, diferență minore, deci am luat o cafea. Ei, oi, de ce bine! Băieții alimentează, Marche lângă mine cu Land Rover-ul, foarte fain. Am întrebat despre mașină, despre Land Rover-ul Defender al lui Marc, care e camper van. Am întrebat din ce an e, a zis că din 2010 și a costat de nou 55.000 de lire sterline, așa a făcut camperman. Cât e la vreo 70 și ceva de mii de euro, nou, dar e fain. A fost în Africa cu el, în Siberia, peste tot, de ce ninge iarăși. Deci eu, hai, stați să întorc camera, să vă arăt ce e afară. Așa se întâmplă când... Nu uitați. Deci e tot ce trebuie. După viscol, după soare, iar soare. Suntem în orașul Kaunas, din Lituania, a doilea cel mai mare, sau cred că cel mai mare, nu știu, Vilnius, dacă e mare, cred că numai Vilnius e capitală, nu e cel mai mare. Cum vedeți, e plin. De zăpadă, e foarte, e foarte tare, am oprit în
curățăm geamurile, să facem toaleta mașinilor, toaletarea mașinilor. Iată, a fost primul dat. Salut! Salut! Un vânt foarte puternic. Mai are 250 de km până în Riga, capitala Letoniei. Este pe trafic. Totul sunt control. Lando e ok. Iată, se simte bine. Am venit pe Viscol. Anvelopele Power Track de la Nexon s-au simțit bine. N-am avut nicio alunecare, nimic. Uite ce bate soarele. Ieri seara nu ați văzut așa de bine. Cucăria lui Marc. Oh, sticker! Te-ai curățat? Da, uite! Hai! Polar Circle! Tonight! Epicate! Are și duș și toaletă în mașină, deci chiar e pregătit omul. Noi ne-am cunoscut pe internet și m-am bucurat foarte mult când mă întâlnesc cu oameni pasionați de aventură. Suntem o familie mică, dar și mare, într-un fel. O să vă prezint zilele astea și mașinuța. Voi cum sunteți? Toată lumea e ok? Atila, dragă, ești ok? E ca dragă, că trebuie să-mi aprind o țigară, să par nervos. Da? Uh-huh. Ana, cântăm. Ce fă, ești ucenicul lui Cosmin? Nu, dar o să iau 5 euro la toată lumea că le-am făcut. Dar știi ce bine s-a... Știi ce... Nu, bă, da. Știi ce bine se asotează geaca ta? Uite ce mă plătești, uite ce mă plătești. Uite, arăvă, n-ați văzut nimic. Cosmin e în apele lui. Așa e când, auzi, așa e când pornesc 5 nebuni. Hai, da, merge, dragilor, data viitoare poate veniți cu noi. Dacă acum 10 minute a fost sunshine și soare, ăsta v-am zis. Iarăși un vânt și stăm tot în Lituania. Am venit pe un drum secundar, că era full cu camioane, drumul principal și paralel este un... Da, vorbesc băieți, deci așa un vânt avem lateral, că trece prin uși. Trebuie să ne bag un prezervativ. Băieții. Da, mai glumim pe stație, așa e frumos în expediție. Deci chiar bat un vânt de... Ia cotul de pe mașină. Chiar glumeam cu băieții, zic, seamănă cu Siberia, că e pustiu, nu-i nimic, numai noi pe șosea. Vă recomand, dacă veniți în zona asta, eu știam că veneam cu Loganul, paralel cu drumul principal, unde plin cu camioane, este drumul ăsta secundar, care chiar merită. Dacă drumul ăsta nu se parapez, nu-i nimic, dacă bate drumul ăsta și e zăpadă, dai seama ce pe drumul ăsta, că nu mai vezi. De vreo 30 de kilometri tot venim pe drumul ăsta. O mașină am întâlnit din față. S-a depus și zăpada deja și gheață. Afară sunt 0 grade, mai înainte a fost minus 2. Anvelopele chiar sunt ok, momentan. Vântul ăsta, nu știu ce vrea. Oricum, în stânga noastră, la vreo
100 de kilometri este Marea Baltică și de acolo bate vântul așa puternic. Biroul meu, să vă arăt. L-am oprit pe muntul ăsta. Peisajul ăsta de iarnă. Da, mi-am uitat și de Siberia. Ai dat ce bate vântul. Ce faceți, mă, rușilor? Băi, eu mi-am pus căciula care trebuie. Nu e atât de frig pe cât bate vântul. Alca a reparat oglinda. A luat vânt oglinda mai înainte. Așa frumos ne-am oprit. Dragoș se joacă cu Rangerul. Lando. Atila, sincer, te simți ca și în Siberia când vezi filmele alea. Merită, dragilor, și expediția, și iarna. Chiar dacă mare poate mai plăcut, dar și iarna are farme cu noi, să știți. Drumurile curățate. O mașină de zăpezire. Venim de vreo 60 de kilometri pe drum. Așa cu zăpadă au ei treabă să curăță mașinile, le curăță ca și în Siberia. Am oprit la benzinărie. Vântul tot așa bate și viscolește zăpada. Tot în Lituania, suntem aproape deja de Letonia, imediat suntem în Letonia. Să vadă și fața mașinii. Îngheța zăpada.
așa venim de vreo oră, vreo două ore. Suntem aproape de graniță cu Letonia, chiar nici pe stație nu mai vorbim. E un viscol, e un vânt, deci rupe mașina în două. Drumul, vedeți cum este curățat. Maxim 60-70 putem să mergem, numai înainte am mers și cu 30, că acum am intrat în zonă cu copaci și nu bate așa vântul, dar pe câmp era infernal. Am înțeles că se dau la știri în Polonia, foarte multe mașini răsturnate de vânt. Dar suntem bine, înaintăm încet, acum ajungem la graniță cu Letonia, cu Letonia, s-a și oprit aici coloana, văd. Cum v-am zis, aici e o coadă serioasă, din ce observa în față a fost ceva accident. Da. Accidente peste accidente, n-avem ce face. Mergem chiar în Siberia, n-am prins așa, deci viscol incredibil ce-a lovit țările baltice acum. Mergem înainte, ne așteaptă Laponia, uitați camioanele. Accidentul în față, e un tir pe câmp și de-aia e așa circulația. Hai, accidente peste accidente. Mă opresc să-l trag acum. That's fire. S-a răsturat camionul. Deci fii atent, a răsturat vântul camionul, hei. We think it was the wind, sorry, who make this. Deci uitați ce vânt, a răsturat camionul în șanț. Stăm la Marea Baltică, de acolo vine acest viscol. Mergem înainte cu voia lui Dumnezeu. Uite, Riga în stânga, capitala Letoniei. Peisajul nu s-a schimbat deloc, viscol. Înaintem foarte încet, vedeți cât mergem. Încet, dar sigur. Țin anvelopele astea chinezești pe zăpadă. Power truck, ce am primit de la Nexo, mulțumesc. Dragilor, vezi că te ia vântul, puile. Deci am ajuns. Alunecă pe gheață, n-ai cum să mergi cu ele și lasă la 1.6 la gândești. Scumpărat în fața mașinii, tot e înghețat, ia, deci e înghețat. Totul se vede la mașină, tot e înghețat în mașina în față.
să mai suport. Am mai venit aproape oră, începe să se întunece, drumul vedeți cum e. Deci chiar vorbeam cu băieții, ajungem aproape de capitala Letoniei, capitala unei țări din Europeană care toată lumea laudă că vai domnule că sunt în față, nu știu ce, uitați cum e șoseava. O mașină de dezăpezire n-am văzut. Și așa venim de vreo 200 de kilometri, am zis că mă, pot ajunge aproape de capitală și se va rezolva problema, da? E mai grav. Deci suntem la câțiva kilometri de capitală și ia. Deci zăpadă și ăla nu-i, deci unde vedeți că e mai închis, e gheață. Deci e gheață, nu este asfalt uscat. Deci patinoar. La câțiva kilometri de Riga, capitala Letoniei. Gheață, pe carosabil, zăpadă, nici o mașină de curățat. Aici vedeți și indicatoarele. Nu știu cât se vede. Da, da, e zăpadă. Două accidente raportate, no, fain. Nu umir, dragilor, pe asemenea vreme. Ce pe zona aia roșie de care povesteam. Da, nu mai trebuie să intre roșii, să fie zona roșie. Mi-am făcut vremea. Stai. Mai înainte n-am reușit să filmez tot un autocar, era în șanț, răsturat de vânt. Acum am încetinit vântul, bate foarte puternic, dar nu mai e așa cum a fost. După două variante mai s-a mai raportat un accident. Da, dar nu mai este alt drum, deci n-ai cum să ocolești. Te uiți și tu eventual? Eu n-am văzut. La mijlocul distanței ăstea roșii, merge o dreapta ca să ocolești și ca să economisești 4 minute. Ok, deci setează ăla, te rog. Este la mijlocul distanței pe care se... Da, deci oricum stăm un pic, ăsta du să zici. Da. S-a vorba lui Cosmin, om aici, pe câmp. Noi am fac drumul. Da, faci drumul, luăm pe câmp. Supără cineva? Aveți ceva, vreo cameră în față? Numai poliția. Bun, merge pe lângă ei. Poliția în trei locuri și o cameră după al treilea accident. Așa că e ok, Cosmin, poți să-i dai pe câmp, ce să zic. Păi până ce îl vede pe Cosmin, Cosmin deja e în Tallinn. Îl cunoaște, știe ce poate. Da, mai... Cum, ce frumos se vede cerul. Da, dragilor, deci stăm, accidente, nu știu dacă când ajungem. Dacă dai cu zoom, cred că cine e primul, Dragoș, dacă dai cu zoom, ai un drum în față, în dreapta. Să o luăm între case și văd că sunt drumuri peste tot acolo. Da, Dragoș, numai că economisim doar 3 minute. Nu, Cosmin zice că aici, după indicatorul de autobuz. Nu așa zici, Cosmin, unde sunt copaci ăștia. Acolo, da, e un drum imediat și putem să ocolim toată șoseaua asta. Dăm în P92. Nu, dragilor, vedem dacă putem ocoli aici pe câmp și revin cu video. Tot stăm de atunci, a trecut 30 de minute. Sunt multe accidente, 3 s-au raportat. Am verificat și pe drum dacă putem să ocolim cumva, dar nu se leagă drumurile. Asta e problema.
găsit o variantă de ocolitoare a accidentului. Uitați cum arată, dar tămerem. Măcar nu stăm. Vântul bate. 10 secunde să-mi curăț proiectoarele puțin. Ce peisaj frumos. Mergem, apoi vedem dacă se leagă, nu se leagă, oricum, decât să stăm acolo ore întregi la accident, mai bine ocolim, dacă nu se leagă, ne întoarcem. S-au rapotat, cum spun, multe accidente și aici merge pe câmp. Cosmin merge în față acum cu proiectoarele lor. Lui. Deci oricum nu vine nimic din față, putem să folosim liniștit. Aici, în stânga. Dacă în față nu se poate. A, uite că e un sătuc aici. Cine caută găsește drumul bun, dragilor. Suntem în apropiere de Riga, conjurăm, ocolim la Marea Baltică. Deci uite că am găsit și drumul de off-road. De ocolire a capitalei. Aici nu există asfalt, suntem exact pe câmp. Și aici mergem 60, 70, mai bine nu stăm, oricum e ok. Let's go, let's go! Așa e în aventură. Și așa, apropo, mă bucur că foarte mulți a scris: „Otilo, dacă știam, veneam și eu cu tine.” Cine știe, mai venim. Oricum, ce e mai important, să dați, mergeți pe grupul nostru de aventură, Adventure Club România, deci Adventure Club România, găsiți pe Facebook și acolo eu postez dacă ieșim undeva și puteți să vă alăturați. Nu uitați nici de TikTok-ul meu, apropo, nu v-am zis încă în vlog. TikTok-ul meu este tot Berticiotila, găsiți, mă găsiți acolo, postez filmulețe care nu se văd pe YouTube. Și foarte important, mulți ați întrebat, nu mai pot să vorbesc, am stat în zăpadă, ați întrebat dacă pune o cars, dacă nu vin mașinile plecate, dragilor. Și astăzi am comandat 2-3 mașini, funcționează firma, am colegi super faini, deci neocaz.ro, mașinile vin dacă doriți să cumpărați, cu mare drag. Anul trecut am vândut 194 de mașini, să vă laud un pic și mai ales că acum oricum mergem în zăpadă că nu văd nimic. Deci e super fain aici pe câmp, unde ne-am băgat Cosmin. Deci neocaz.ro, mașinile vin, cine au întrebat că dacă-s plecat, nu, totul e ok. Și noi mermaninte, înainte. Peisajul este superb, tot ocolim aglomerația, dar măcar peisajul e de vis, pe zăpadă. Super ok, încă tot suntem în apropiere de Riga. A fost o zi foarte grea. Nu din cauza zăpezii și viscolul, din cauza că am făcut vreo 400 de kilometri în 10 ore. Deci asta a fost cel mai greu, foarte greu am înaintat. Vine și viscolul și vântul, dar foarte mult accident am stat, abia ne-am deplasat. Colim Riga și ne campăm undeva, o să mai vin și de acolo.
Dragilor, am ajuns cu bine. A fost o zi foarte grea, cu viscol, cu multe, multe evenimente, multe accidente pe drum. Harul lui Dumnezeu, am ajuns cu bine, suntem la graniță cu Estonia. O să mâncăm ceva, o să dormim și mâine intrăm în Tallinn. Facem testul pe feribot, dacă tot o să fie ok și două Finlanda. Suntem la mare, nu se vede, dar văd, se aude. Auziți marea acum, Marea Baltică. Mulțumesc că v-ați urmărit până aici, au urmărit canalul nostru, Beati Ciotila, și să știți că mă îmbățișez. Ne vedem mâine. Cu o zi obositor. Noapte bună.